62 de minute scurse la Istanbul. Oricum, încă nume grele, Gabi, în lotul unei echipe, Chindiei Târgoviște, în teren în acest moment. Da, Ionuț, sunt mulți jucători de bază. Iată și Chioapă, și Ionuț Radu. Aștept să văd jocul lui Bogdan Gavrilă, un jucător care pe mine personal m-a impresionat la Berceni. Îl vom avea alături din nou pentru câteva zeci de secunde pe colegul Adrian Năstase. Adi, evoluție curajoasă a Chindiei și scor meritat, cel puțin până în acest moment. Atât cât mă pricep eu la fotbal, ca să citez un coleg de breazlă, așa zis coleg de breazlă, echipa noastră joacă foarte bine, surprinzător de bine, are curaj, băieții au vână și, de cum spun cunoscătorii, pun osul la bătaie. Pot să spun că e un meci alert și foarte plăcut, foarte plăcut și cursiv, fără întreruperi inutile și fără faulturi. Foarte mult o victorie la capitolul moral. Da, și nu e la îndemâna oricui ca jucător, ca antrenor, ca organizator de competiție să spună, băi, am învins Galatasaray, chiar și dacă nu este echipa mare. Ceea ce înseamnă palmares contează enorm, cred eu, și băieții își vor aduce aminte peste ani și ani de meciul ăsta. Mulțumim lui Adrian pentru aceste concluzii foarte pertinente. Într-adevăr, până la urmă, pe hârtie, Galatasaray-Chindia este 1-2, iar nu trebuie omis amănuntul că echipa noastră este înființată în urmă cu doar 7 luni dintr-un grup de 20 de jucători care nu evoluaseră niciodată în această formulă. Minutul 65 după cronometrul nostru. Foarte aproape de intercepție a fost Ionuț Șerban. Un gol încasat pe o eroare, ca să spunem așa. O minge respinsă în față de Dorian Perianu și reluat apoi în plasă de unul dintre puștii care îmbracă acum tricoul Galatei. Dancea trebuie să rezolve această fază și o face. Foarte multă verdeață aici la baza Floria. Un gazon excelent pentru bază de pregătire. Nu știu dacă la noi în județ găsești un gazon care să se prezinte în asemenea condiții. Cred că am văzut 5 sau 6 terenuri de dimensiuni normale plus altele de dimensiuni reduse. Înainte de acest joc au fost selecții pe terenurile bazei de la Floria. O nebunie, foarte mulți părinți, foarte mulți copii.
Nu, 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 nu. Scoate-l, dacă a trădat. A intrat pe teren la Chindia și Cosmin Calu, un junior de la școala de fotbal Giga Popescu, numărul 16 în defensivă acum. Ne apropiem de minutul 70. Când ea conduce cu 2-1, a intrat și Bade în teren. Păi ce să-i fac? Opa, o greșeală a lui Calu. Atenție, ar fi păcat. Ar fi păcat ca Târgovișleni să strice acum pe final impresia lăsată în cel puțin în prima repriză. Când au dominat pe alocuri clar ostilitățile. Gabi trebuie totuși tras de timp și de rezultat. Unul care contează la capitolul moral. Este într-adevăr, Ionuț, dar doar n-a, nu țin chiar așa de mult la rezultat, cât țin la impresia pe care Chindia trebuie să o lase, nu doar gazdelor, ci și numeroasei delegații venite din România. Am avut săptămâna trecută o discuție cu antrenorul Chindiei Costel Pan despre meciurile amicale și despre importanța lor atunci când adversarii au nume, așa cum se întâmplă și acum. Trebuie să recunoaștem, Gabi, că noi eram mai pesimiști în ceea ce privește rezultatul confruntării cu Galata. Nu și antrenorul Pan, care ne-a asigurat că scorul va fi strâns indiferent cu ce garnitură vor evolua turcii. Iată că nu doar scorul este strâns, dar Chindia conduce și duce cu 2-1 pe stadionul Floria. Șerbani acolo și încearcă să se descurce, scoate o tușă, să vedem dacă este tușă sau corner. Cherchez încearcă centrarea. Încă o schimbare la Chindia, Morariu a fost introdus pe teren de către antrenorii Pană și Bogoi. Vor fi rulați cu siguranță toți tinerii din lot. Ar mai fi Mladen, Mirescu, Bușică și Voineag să intre în joc până la finalul acestei interesante partide de verificare. Puțin peste un sfert de oră până la finalul primului amical de pe meleaguri turcești al Chindiei. Vor urma și altele, spuneam, în cantonamentul din Antalya. E posibil și un test cu Kuban Krasnodar, formație pregătită de Dan Petrescu.
Sunt multe, multe mingi bubuite de turci. Hai să le ochelare. E Versace aiu. Ar fi bine să se termine așa pentru imaginea Chindiei, pentru cei de acasă care așteaptă un rezultat de aici, de la Istanbul. Un rezultat pozitiv, bineînțeles. Atenție, se apără aglomerat în aceste minute, în aceste momente, târgoveștenii. Nu, trebuie mai multă atenție, mai multă concentrare la aceste faze, când, iată, riscăm să rămânem descoperiți. E o muță în poartă, dar de când au mai ajuns turci la buturile noastre, nu am remarcat modificarea. Trebuie să-i subestimăm totuși pe tinerii lui Galatasaray. Un club cu o arie de selecție extraordinară. Vom lua în aceste zile pulsul cartierului Galata, acolo unde este cazată delegația târgoviștenilor. Eu nu știu, ritmul partidei a scăzut pentru că și antrenorul Costel Pană a introdus mulți jucători tineri, jucători care de obicei nu prind primul 11. Sandu Băluță acolo se luptă pentru balon, către Sorin Rădoi, Sandu Băluță. Paul Tacalu. Gheorghe Badea, jucător experimentat. Ulu! Sandu Băluț a faultat acolo, o intrare destul de dură. O intrare mai dură decât ar fi normal într-un meci amical, însă cu siguranță că nu a fost intenție la puștul de națională sub 17 ani a Chindiei. Doi la unu în continuare pentru echipa noastră. Un amical perfectat în baza bunei relații dintre Gică Popescu, președintele onorific de la Chindia, și Gică Hagi, antrenorul echipei Galatasaray. Cred că doar Sorin Rădoi se mai află pe teren în acest moment din echipa cu care Costel Pană a început acest meci, și Ionu Șerban, corect. Și Cristi Cherchez, sunt trei. Au fost câțiva jucători care mi-au plăcut în mod deosebit astăzi și aș nominaliza în primul rând pe Verde și Radu. O mare risipă de efort în prima parte a jocului. Cine ți-a plăcut, Gabi? Toți. Toți mi-au plăcut, sincer. Au construit un joc bun, un joc colectiv.